Bună seara! Dacă vrei ceva ce nu ai avut niciodată, va trebui să faci ceva ce nu ai făcut niciodată, spune J.D. Hudson. În această seară vom discuta un pic, adică vom aborda un pic felul în care gândesc și um, acționează marii performeri. Adică felul în care ei își accesează resursele interioare, felul în care gândesc și își accesează resursele interioare. Acum, când vorbim despre mari performeri, să nu crezi că există vreo deosebire între un mare performer și tu, și eu, și oricine, nu. Nu există absolut nicio deosebire între noi. Singura deosebire care există, într-adevăr, este aceea că ei își accesează resursele interioare, că ei sunt uh, hotărâți să facă acest lucru, că ei sunt determinați să atingă un obiectiv și noi nu. Nu, ceilalți nu. Aia e singura deosebire, nu există o altă deosebire. Am văzut mari performeri din rândul uh, oamenilor cu dizabilități. Uh, de fapt, în lumea asta, 75% din oamenii care au realizat cele mai mari lucruri, cele mai mari chestii din lumea asta, care au scris istorie, efectiv, um, au pornit dintr-o dintr postură, eu știu, fără niciun fel de resurse, fără niciun fel de venituri, fără, fără niciun fel de speranță. Um, și 25% dintre ei au pornit cu dizabilități majore. Vă dau un exemplu, numai Beethoven. De... Beethoven era surd și totuși a fost un mare performer. Și sunt mulți, foarte mulți. Îl avem acum pe Stephen Hawking, nu? care este un mare performer. În... Ocupă scaunul domnului Isaac Newton nu? și nu are aproape nimic, nici nu poate vorbi măcar. Vorbește prin intermediul unui computer. Însă are cei mai de preț, și e conștient de ce are cel mai de preț, adică mintea lui și resursele care vin din interiorul lui. Nu neapărat cele pe care le vezi, și cele pe care nu le vezi. Una dintre calitățile, una dintre unul din atributele marilor performeri este disciplina despre care am discutat data trecută și am spus n-am încheiat foarte bine capitolul ăsta și uh, am spus că disciplina se formează formând uh, plecând cu simple discipline, câteva simple discipline, că m au mai întrebat, am mai primit uh, întrebări în acest sens, cum, cum ajungem la să fim disciplinați. Cum ajungem? Pornind cu simple discipline, pornind cu discipline mici, cu un măr pe zi în loc de o bară de ciocolată, pornind cu uh, 10 pagini de carte citite în fiecare zi, pornind cu discipline mici. Nu poți să sar direct la discipline mari pentru că uh, nu se poate. Ceea ce am descoperit eu pentru mine este că uh, disciplina este o unealtă de bază cu care putem rezolva uh, o groază de probleme. Dacă avem puțină disciplină, putem rezolva puține probleme. Dacă nu avem disciplină, practic nu rezolvăm mai nimic și ne, ne plimbăm de colo-colo, trăim de pe o zi pe alta, însă cu multă disciplină putem rezolva majoritatea problemelor vieții. De ce spun majoritatea problemelor și nu toate? Pentru că ne mai trebuie și altceva. Adică ne mai trebuie încredere, ne mai trebuie certitudine. Iar acea încredere, ne trebuie încredere în Universul ăsta. Inteligent. Ne trebuie încredere în, în faptul că atunci când noi pornim către un obiectiv, Universul ăsta pornește către noi, vine în întâmpinarea noastră. Când noi facem un pas, Universul vine și face un pas în întâmpinarea noastră și e tot timpul caută să ne susțină în orice, în, în tot ceea ce dorim noi. În, de aceea avem nevoie de această încredere într-o... În Silele nostru înalt, într-o forță mai uh, superioară care ne susține și nu ne împiedică absolut niciodată. Întrebarea e cum ajungi totuși la această încredere. Și eu am descoperit că ajungi cu ajutorul experienței. Experiența uh, îți, îți dă încrederea, nu faptul că citești ceva sau când citești ceva poți să ajungi la credință. Însă credința, așa cum am discutat, vine, are două fețe. Crezi și te îndoiești în același timp. Însă când ai încredere totală, atunci nu există niciun fel de îndoială. Și experiența, ce înseamnă experiența? Există o definiție simplă. Zice că experiența înseamnă suma tuturor acțiunilor reușite sau nereușite. Și eu cred că este mai mult suma acțiunilor nereușite. Pentru că acelea ne-au ne ne învățat cele mai multe lecții în viața asta. Eu știu, cei mai mari performeri um, au mai puține reușite decât nereușite. Eu știu, cei mai mari basketbaliști sau uh, fotbaliști sau cei care joacă baseball au uh, foarte multe ratări. Însă au și foarte multe reușite. Și uh, procentul se cam menține peste tot. Nu, nu contează că ai ratat. Contează ce faci după aia. Contează perseverența ta. Contează disciplina ta în continuare. Uh, și există, ca să capeți experiențe, există un triunghi. Există un fel de a căpăta această experiență. Iar triunghiul se înseamnă gând, uh, Intenție de acțiune, deci gând, dorință, gând, intenție de acțiune, acțiune și rezultat. Rezultatul întărește întotdeauna, rezultatul îți dă motivație și întărește încrederea. Iar dacă la mijlocul acestui triunghi se află disciplina, vei fi întotdeauna pe o, pe, pe o spirală ascendentă. Dacă în mijlocul acestui triunghi se află lenea aia sau delăsarea, sau haosul, atunci vei fi pe o spirală descendentă, iar acest lucru nu va fi uh, tocmai plăcut. Um, mai există, în afară de disciplină, care este esențială pentru marii performeri. Uh, mai există și altele despre care vom discuta în seara asta. De exemplu, marii performeri sunt proactivi. Ce înseamnă proactivi? În înseamnă că ei fac lucrurile să se întâmple, nu așteaptă să li se întâmple. Adică ei sunt cei care stau în arenă. Ei sunt cei care stau întotdeauna în teren, care joacă în teren. Nu, niciodată nu sunt în tribune. Niciodată nu privesc din tribune. Ei sunt întotdeauna în mijlocul acțiunii. Uh, și în, în, în sensul ăsta își asumă o groază de riscuri. Hai să vedem un pic cum, cum funcționează mintea celor care sunt în tribună, ca să nu le zic altfel, uh, și mintea celor care sunt în arenă. De exemplu, se ivește o, uh, o șansă. Cum este campania noastră? Uh, drept să spun, mă așteptam la o reacție mult mai intensă în sensul ăsta. Pentru că asta e o șansă pe care nu o primești foarte des în viață. Eu am primit-o de câteva ori, însă am căutat-o. Uh, nu, nu prea vine așa peste tine. Nu scade în cap o chestie din asta, un astfel de program. Și uh, eu știu, nu sunt dezamăgit. Că -am, nu mă amăgesc. Ca să nu mă dezamăgesc niciodată, nu mă amăgesc în prealabil. Și atunci nu pot să spun că sunt dezamăgit. Dar sunt mirat. <laughs> sunt mirat că, eu știu, nu are una, un, un impact corespunzător. Aproape că eu mi-am adunat, eu mi-am făcut. Numărul aproape mai mai sunt însă eu aproape am rezolvat mi-am rezolvat ținta am ajuns aproape la țintă adică la numărul de candidați care, de care am nevoie dar mă așteptam la mai mulți însă să vedem cum funcționează cum funcționează mintea unui mare performer a celui care este în teren versus cel care stă în tribună. Să zicem că apare o astfel de acțiune, să luăm pe cel care stă în tribună, pe cei care de fapt nu câștigă niciodată. Pentru că doar ăia din teren primez medalii și recunoaștere, ăia din tribună nu prea primez nimic. Ăia trebuie să plătească să-i vadă pe ăștia. Ei nu primez niciodată nimic. Ei, ei doar se uită. Uh, deci, cum funcționează mintea celor din tribună? Apare o astfel de situație sau apare un, o, o șansă în domeniul afacerilor sau apare orice chestie. Și se uită la ea, o analizează un pic și au trei, trei lucruri la, la care se gândesc și pe care le afirmă în, în sinea lor. Ved, văd, văd. Mă văd pe mine, de exemplu, nu? Și ar vrea să fie, sau nu neapărat pe mine, pe orice, văd un trainer, nu? Văd pe cineva. Și ar vrea să facă lucrul ăsta, îi se propune lucrul ăsta și el ce zice? Păi, eu nu pot. Nu pot să fac ce face Gabi. Nu pot. Că nu pot. Și renunță. Eu știu, asta e prima. El ce? Nu pot. Și renunță. Sau spune, uh, nu am, nu am mijloacele, nu am resursele, nu am, uh, eu știu, nu am cunoașterea, nu, nu am ceva, eu știu ce, ce crede el că îi trebuie și renunță. Sau spune, uh, nu sunt, eu nu sunt ca el, nu, nu, nu sunt public speaker, nu sunt trainer, nu sunt ca el, cum să fac eu asta și renunță. Asta se întâmplă cu cei, uh, cu cei care, uh, care uh, apar în tribună. Și acum am găsit am găsit, o, am găsit o chestie interesantă care mie mi-a dat de gândit și care ar putea da, da de gândit tuturor, adică s-ar putea gândi la chestia asta. Uh, spune în felul următor, ce crede un miliardar despre oamenii săraci, hai să zicem oamenii din tribună, nu? ca să nu se simtă cineva ofensat. Deci ce crede un miliardar? Zice că într-o lume în care sărăcia predomină, Jack Ma, fondatorul Alibaba, are un punct de vedere destul de incisiv în legătură cu mentalitatea oamenilor din tribună. Și spune ceva de genul. Cel mai greu de mulțumit sunt oamenii din tribună. Dacă le dai ceva gratis, Cred că este o capcană. Dacă le spui că este vorba de o investiție mică, sunt nemulțumiți că nu câștigă mai mult. Dacă le propui ceva consistent, spun că nu au bani, nu au resurse. Dacă le propui să încerce lucruri noi, vor răspunde că nu au experiență. Dacă le spui că este vorba de o afacere cunoscută, li se pare prea greu. Dacă le spui că este un nou model de afacere, vor spune că este prea complicat. Dacă le spui să se ocupe de un magazin, se plâng că nu mai au libertate. Dacă le spui să conducă o afacere nouă, se plâng că nu au pregătirea necesară. Și mai au ceva în comun, spune el. Le place să consulte motorul de căutare. Google, să-și asculte prietenii și să-și asculte prietenii la fel de deznădăjduiți ca și ei. Gândesc mai mult decât un profesor universitar, dar fac mai puțin decât un orb. întreabă numai ce pot să facă și nu vor fi în stare să răspundă. Și concluzia lui, în loc să vă accelerați bătăile inimii, mai bine vă accelerați viteza de acțiune. În loc să vă gândiți la ceva, mai bine faceți acel ceva. Oamenii din tribună, dar ora din cauza atitudinii. Toată viața lor este despre a aștepta. Și acum întrebarea lui de final. Vă sună cunoscut? <laughs> Asta e întrebarea lui de final. Vă sună cunoscut? Și vreau să spun un lucru. Dacă din toate, tot ce ai auzit acum, există ceva care îți provoacă o, o, stare de disconfort sau care îți provoacă o emoție negativă, să știi că acel ceva este, din păcate, este adevărat pentru tine. Pentru că, de obicei, nu mai adevărul supără. De obicei, nu mai asta supără. Iar atunci când te superi că ai auzit un astfel de lucru, o, o astfel de situație, eu zic că ar fi mai bine să mulțumești, nu mie, să-i mulțumești domnului Ma și să lucreze asupra acelei situații. În loc să te superi, în loc să cazi, ar fi cazul să te ridici și să zici, domnule, dar ce ne regulă cu mine? De ce nu sunt conștient? De ce, de ce ei, alții pot și eu nu pot? De ce alții au și eu nu am? De ce alții fac și eu nu fac? Nu? Cam astea ar fi întrebările pe care um, ar fi cazul să-ți le pui. Dacă una din acele um, comentarii îți sună um, cunoscută nu? sau te deranjează în vreun fel. Cam așa gândesc oamenii din tribună. Ia să-i vedem pe ceilalți, pe marii performeri, care am spus că nu sunt cu nimic diferiți de cei din tribună. Numai că au ales să fie în arenă. Au ales să fie acolo unde e sudoare, e sânge. E vorba de efort. Acolo unde uh, poți să mai primești și o piatră în cap, acolo unde se, uh, se, se fac comentarii răutăcioase pe seama ta și te. Uh, acolo unde uh, când greșești ceva, imediat uh, s-ar pe tine toți din tribună și spun ce ai greșit. Nu contează cât ai făcut. Nu contează cât efort ai făcut. Nu contează cât te ai făcut. Contează doar. Ce ai greșit atunci? Ei n-au făcut niciodată nimic. Ei n-au fost niciodată acolo să vadă cum e. Dar judecă. Și cum judecă? Judecă pitiți în spatele unui ecran. Judecă ascunși. De ce? Pentru că ei nu sunt în stare să iasă în față. Le e frică să iasă în față. Le e teamă. Au anxietate să iasă în față. E dificil să ieși în față. Te expui ieșind în față. Da. Eu știu. Așa cum am spus, nu cei care stau în spate iau recunoaștere sau medalii sau recompense sau uh, au parte de uh, resurse, ci cei care fac ceva în arenă, în uh, tribună. Așa funcționează din fericire, zic eu. Uh, acum să-i luăm pe ceilalți. Cum judecă cei din arenă? Uh, văd aceeași situație, același lucru, aceeași circunstanță și uh, zic uh, Uh, nu pot să fac asta. Nu pot să fac asta în momentul ăsta. Nu pot. Dar agenda. Își pun pe agenda. Ia să vedem cum pot să fac asta. Nu renunță. Își pun pe agenda. Și își fac un plan. Ia să vedem cum pot să fac lucrul ăsta. Sau uh, nu am resursele necesare. Dar nu renunță. Agenda. Cum Pot obține resursele necesare. De unde obțin resursele necesare? Eu știu cum fac lucrul ăsta. Cum ajung la resursele necesare? Sau spun, eu nu sunt, nu sunt public speaker, nu sunt trainer, nu sunt nu știu ce. Cum devin? Agendă. Cum devin public speaker? Cum devin trainer? Cum devin ceea ce vreau să devin? Cum? Îți scriu în agendă. Unii dintre cei care s-au înscris în campania asta vor fi antrenați de mine și nu numai de mine. Pentru că nu sunt singurul trainer, nu voi fi singurul trainer din această campanie. Vor fi niște surprize colosale pentru, în final pentru cei care participă la, la această campanie. Vor fi antrenați să facă, de exemplu, același lucru. Să ajute și să, să mă ajute și să ajute în continuare, să ducă mai departe campania asta. Să facă emisiuni, de exemplu, la televiziunea 6 TV și în acest fel să mulțumească televiziunii 6 TV și să contribuie la ridicarea acestei televiziuni minunate pentru că a făcut ceva pentru ei. Nu? Și atunci ei Trebuie să dea înapoi, nu? Și vor fi antrenați de mine și de alți traineri ca să facă lucrul ăsta în, în continuare. Dacă își pun pe agenda, nu pot. Cum pot? Eu îi arăt cum poate, pentru că eu fac lucrul ăsta. Nu am resursele necesare. Cum obțin resursele necesare? Eu îi arăt lucrul ăsta, pentru că și eu am pornit la fel și am obținut resursele necesare. Cum obțin? Îi arăt lucrul ăsta. Nu, nu sunt om de televiziune sau de sau, eu știu, public speaker sau trainer. Cum devin? Și atunci noi, ceilalți traineri, îl, îl, îl ajutăm să devină. Dar depinde de el. Depinde de el. Nu depinde de mine, nu depinde de nimeni. Depinde de tine. Depinde de tine. Unde, unde alegi să fii? Vrei să fii în tribună și să aștepți toată viața și să vezi cum ceilalți primesc și tu te uiți? Nu? Să fii folosit, să fii uh, și pe urmă aruncat, să aștepți, să muncești toată viața și să aștepți o pensie, să muncești tot anul ca să aștepți câteva zile de concediu să, uh, și să, să zici, aoleo, iar e luni. Cam. an. Adică mie asta nu mi se pare o viață. Mi se pare că dacă tot mori, ce n-ai sensare sens are să te chinui în felul ăsta? Mai bine mor mai repede, eu știu, decât de, de să, să te chinui. Eu aș prefera să mă duc mai repede decât să mă chinui, decât să-mi pun problema că azi e luni. Azi e luni, e pă, super tare pentru mine că am emisiune, nu? Azi e luni, am antrenament, azi e luni. Ok, e sărbătoare pentru mine. Ieri a fost duminică... Am avut trei, am avut, am avut curs, însă uh, uh, nu m-a deranjat că am curs, că am lucrat duminică, pentru că fac ce îmi place. Nu? nu mă deranjează că mâine e marți sau habar n-am, ce, ce, nu există nicio diferență pentru mine. Uh, în America există un lanț de, de uh, restaurante, uh, apropo de vineri. Adică mulțumesc Dumnezeu că e vinere. Așa se numesc restaurantele, dacă vă vine să credeți. Oamenii sunt atât de, atât de stresați și atât de frustrați. De situația în care trăiesc, încât abia așteaptă să treacă săptămâna ca să se bucure de o zi sau două zile, abia așteaptă să treacă un an ca să se bucure de câteva zile de plajă. Mie mi se pare asta uh, incredibil pentru, pentru ființa umană. Și mi se pare. Uh, că nu ar fi cazul să trăim așa, că avem foarte multe resurse, că putem folosi acele resurse, că putem trăi, suntem cea mai, cea mai, eu știu, cea mai performantă creatură până în prezent a Divinității, din câte știm noi, poate sunt și altele, însă suntem conștienți că suntem conștienți, avem niște facultăți mentale incredibile față de ceilalți. Nu? Avem, avem uh, imaginație, avem uh, voință, uh, uh, suntem conștienți de voință, avem, avem lucruri uh, pe, care, pe care animalele nu le au. Și totuși noi folosim doar cele cinci simțuri, la fel ca și câinele, nu? Și reacționăm la stimuli. E posibil așa ceva? Adică suntem precum cățelul Pavlov, în loc să folosim facultățile noastre mentale și să răspundem situației, să ne creem propria viață, să, ne, să, să realizăm propria viață, să mergem către destinația pe care noi înșine o alegem, noi ce facem? Noi stăm și așteptăm. Și când sună un clopoțel, ne curg bale. Nu? începem să curgă, începem să salivăm. Nu? Păi așa, așa, așa trăim. Eu, eu refuz să trăiesc așa. Și sper să iau cât mai mulți după mine. Sper să vină cât mai mulți și ăia se ridice, să ia ei cât mai mulți după ei. Să creăm o undă, să creăm un val, să creăm o, o mișcare în acest sens. Să, să încheiem cu capitolul ăsta care nu mai poate merge în continuare pentru că nu ne îndreptăm nicăieri. Uh, nici, nici individual, nici colectiv. Cel puțin asta este perspectiva mea. Eu îmi creez lumea mea și uh, sunt mulțumit de lumea mea. Însă, uh, decorul în care trăiesc este totuși acolo. Chiar dacă lumea mea este ok, chiar dacă pentru mine luni nu înseamnă ceva rău, decorul este acolo și văd frustrarea, văd îngrijorarea, văd lucrurile de pe fața oamenilor, văd supărare, văd tristețe. Mergi pe stradă și nu vezi că zâmbește cineva. Eu știu, așa recunoști românii în străinătate. Eu dacă mă duc oriunde în străinătate și merg pe stradă și sunt românii acolo, pot să spun, uite, ăla, 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 sunt români. Nu? Cam ce ne facem? Ce, un, încotro ne îndreptăm în felul ăsta. Nu putem merge așa în continuare. Ok? Um, mai au o calitate marii performeri. Sunt total prezenți. Total prezenți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă se află într-un loc, dacă ajung într-un loc, dacă ajung să facă o activitate, dacă ajung să întreprindă ceva, dacă ajung să uh, fie cu cineva, sunt în totalitate acolo, în totalitate, în proporție de 100%. Nu 20%, nu 30%, nu 50%, ci 100%. Eu, ca să fac să, să, să se întâmple transmisia asta, trebuie să fiu total aici. Pentru că altfel n-am cum să mă conectez, n-am cum să am fluență, n-am cum, cum, să vină către mine informațiile astea. Pentru că nu, nu memorez lucrurile, nu memorez piciul ăsta, nu memorez ceva, nu citesc după nimic, ci pur și simplu mă conectez cu experiențele mele, mă conectez cu mine însumi și de acolo vin, vin toate astea, de acolo curg toate astea, dar numai într-o stare de prezență totală. 100 la suta. Gândește că vorbesc cu tine și deodată am plecat, nu? Adică indiferent unde te afli, poți să fii la o mie de mile sau la 10.000 de mile, nu contează, indiferent unde te afli, când vezi că am plecat, se simte, nu? Se simte energia, aia. se simte când sunt aici, se simte dincolo de sticla asta, se simte dincolo de uh, monitorul calculatorului, că sunt prezent, că sunt aici. E, însă, dacă plec, se simte și asta, nu? Se simte lucrul ăsta. Așa se întâmplă și dacă ajungi undeva, dacă ajungi într-o, să fii cu cineva, dacă vrei să stabilești raport cu cineva, dacă vrei să încheie o afacere cu cineva, dacă vrei să uh, faci ceva, să ții un training, să vezi pe cineva ceva, dacă vrei să faci o astfel de emisiune, atunci este musai să fii tot Timp, tot timpul, în fiecare moment să fii acolo, să fii prezent 100%. Pentru asta am un exercițiu pentru voi, pe care cei care participă la, la cursuri o să-l practice. E una din disciplină, care nu e grea. E o simplă disciplină. Simplă, mică disciplină. Te întrebi în fiecare moment sau te întrebi de câteva ori pe zi, măcar la început, cât de prezent. Cât de prezent sunt acum aici, fizic, emoțional și mental? Cât de prezent sunt acum, în momentul ăsta, aici? Cât, uh, 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 cât de prezent sunt aici? În momentul în care îți pui acea întrebare, în momentul în care uh, treci sistemul, din sistemul automat. În cel chiar dacă sunt câteva reprezintă câteva procente, 3-4% sau 2%. procente, În cel conștient, când aduci din creierul limbic în cortex, când aduci când întrebarea asta, ai ai aici o, o, un instrument incredibil, fenomenal. Ai, ai un instrument nemai pomenit între urechi pe care de obicei nu-l folosim și care îți spune cu siguranță, îți spune cu siguranță cât de prezent ești în momentul ăla. Iar scala, să spunem că este de la 1 la 10. Cât de prezent sunt în momentul ăsta aici? Pentru mine este 10. Ok? Mai vorbim despre toate aceste lucruri și despre mari performeri și despre noi și despre orice altceva după pauză. Am revenit. Spuneam despre faptul că marii performeri sunt prezenți în totalitate acolo unde se află, sunt total prezenți. Și întrebarea este cât de prezenți sunt acum? Pe o scală de la 1 la 10. În momentul în care îți pui această întrebare, creierul îți răspunde instantaneu, pentru că e o mașinărie formidabilă. Și îți spune: auzi instantaneu, nu auzi, simți o anumită cifră. Cât de prezenți sunt aici? 4. Ok? Și atunci te întrebi, 4, pe o scală de la 1 la 10, această prezență la 4 mă ajută în situația asta? Nu? Păi nu prea mă ajută. Și atunci, instantaneu, Instantaneu devii prezent. Instantaneu începi să, -ți, să, -ți, să accesezi această, această resursă, să să devii, să fii acolo. Instantaneu. Și acum, de câte ori ești în trafic, de exemplu, sau la o coadă, sau eu știu, undeva, când ești cu tine însuți și te întreb cât de prezent sunt aici. Când te întâlnești cu cineva, te întreb cât de prezent sunt aici, pe o scală de la 1 la 10, cât de prezent sunt. Este esențial să fii acolo. Nu te duci să te întâlnești cu cineva și te apuci și umbli pe uh, smartphone și te uiți la, eu știu, la ce chestii, la mesaje. În momentul în care ești acolo, ești acolo. Ai închis telefonul sau dacă nu-l îl închizi, îl dai pe silent, îl bagi în buzunar și nu mai bagi în seamă. Deci, fie acolo. În totalitate. Pentru că altfel nu o să ajungi niciodată nicăieri. Altfel nu vei stabili raport cu celălalt. Cel mai important, unul din cele mai importante lucruri pentru a stabili o legătură cu celălalt și fără celălalt nu poți să faci nimic, crede-mă. Adică de unul singur, așa nu prea poți să faci mare lucru decât să te duci să stai prin pădure. Dar altceva n-ai cum să faci. Ca să lași o urmă, să faci ceva pentru cineva sau pentru tine chiar. Nu prea poți. Decât cu ajutorul celorlalți. Suntem ființe sociale. Iar celălalt are una dintre nevoile lui este aceea de importanță. E aceea de semnificație. Iar dacă tu te întâlnești cu el și vrei să stabilești o legătură cu el și tu ești în altă parte, acel, acel, acel om va simți lucrul ăsta. Și uh, îi vei afecta acea trebuință de semnificație. Îi vei afecta ego lui, îl vei călca în picioare. Și aia nu se iartă. Eu știu orice se iartă, numai, numai chestia asta nu se iartă. Omul are mai multă nevoie de semnificație, de importanță decât de mâncare. Eu știu de cât de hrană. Mai multă nevoie are de semnificație. Dacă, dacă ții un om, dacă îl ții la distanță sau îl ignori, e mai rău decât dacă nu îi dai să mănânce. Nu? fără, fără hrană, cel puțin drăziști 40-50 de zile. Însă fără se, acea trebuință de semnificație, o razna. Fără uh, când, când realizezi că uh, nu însemn nimic pentru nimeni, încep și pleci. Nu? Așa că îți pui această întrebare. Cât de prezent sunt acum? Și caută să fii 100% prezent. O altă caracteristică a marilor performeri pe care... Um, o vom exersa foarte mult în decursul uh, acestei campanii, uh, va fi faptul că marii performeri își pot controla voit stările în funcție de nevoi sau de context. Pot să-și controleze stările. Nu? Chiar dacă, să spunem, că am venit aici, cineva m-a enervat, nu? Și am venit aici. Și <coughs> aici aveam nevoie de o cu, o cu totul altă stare. Avea, aici aveam nevoie de prezență, nu, aici aveam nevoie de entuziasm, aveam nevoie de altceva. Nu? Chiar dacă a, starea dinainte nu era benefică pentru, a, pentru momentul ăsta, a, chiar dacă ar fi fost, cu toate că n-a fost, dar chiar dacă ar fi fost, eu sunt în stare să-mi schimb starea în câteva minute, chiar în câteva secunde. Există tehnici în, în sensul ăsta de a schimba starea, de a-ți modifica starea. Și asta nu pentru că acum sunt trainer și pentru că am învățat lucrurile astea. Am reușit tot timpul să fac asta. Am făcut emisiuni radio. Patru ani aproape. Și. Uh... Mergeam la radio și nu eram atât de uh, bine antrenat ca acum. Nu eram atât de bine motivat ca acum. Aveam eu o, o anumită motivație și o anumită cunoaștere, însă eram departe de felul în care sunt acum. Și totuși când ajungeam la radio eram conștient că nu am o stare bună Și iar acel lucru s-ar fi auzit, s-ar fi simțit uh, uh, în, în emisiune și îmi schimbam starea instantaneu. Nu? De, marii performeri sunt în stare să facă lucrul ăsta voit. Instantaneu. Așa cum fac orice. De, vom învăța asta. Nu sunt, nu sunt grele lucrurile astea. Nu sunt extrem de dificile. Sunt discipline pe care le exersezi. Sunt lucruri pe care le exersezi și devin parte din tine, vor deveni parte din tine la un moment dat. Exact cum e șofatul, nu? La început te gândești la tot soiul de chestii, după care devin parte din tine și funcționează în mod automat. Acum eu nu mai, nu mai e necesar să mă gândesc că uh, trebuie să-mi schimb starea. Nu mă gândesc la asta, ci pur și simplu îmi simt starea, pentru că vine automat, am nevoie de acest moment. Nu, nu mă mai gândesc cât de prezent sunt, ci pur și simplu sunt prezent. Pentru că e necesar să fiu prezent, pentru că am înțeles asta. și astea au devenit automatisme pentru mine. Au devenit lucruri care funcționează uh, automat. Nu mai e necesar să mă gândesc conștient la ele. La fel pot deveni și pentru tine. Astea sunt stări pe care uh, mari performeri le stăpânesc. Le, le exersează și le stăpânesc. Ceilalți le au și ei. Și tu, și altul, și oricine, și cei din tribună, și oricine poate fi prezent, și oricine poate să schimbe starea. Oricine, fără niciun fel de, de, de excepție. Numai că ei nu vor. Sau au o atitudine, eu știu, negativă în sensul ăsta. Dar pot. Toată lumea poate. Ok? Altă. Caracteristică. Marii performere au o imagine clară a propriei identități. Ce înseamnă asta? La fel cum este necesar să ai o imagine clară asupra obiectivelor tale, asupra vieții tale, asupra ceea ce dorești de la viața ta, la fel este necesar să ai o imagine clară asupra Eului tău ideal, asupra a ceea ce ești tu. Trebuie să ai o imagine clară, adică să ai o, un obiectiv în sensul ăsta. Și uh, cum am gândit eu să fac asta? De fapt, nu m-am gândit eu. Am învățat din altă parte că n-ai cum să te gândești, nu, nu vine așa pur și simplu din scade din cer, ci uh, pur și simplu prei uh, sau înveți sau auzi sau eu știu de undeva vine. Uh, cum cum am, uh, am gândit eu asta pentru mine? Uh, m-am gândit să scriu pe o bucată de hârtie sau pe monitor sau pe uh, smartphone uh, să scriu uh, trei cuvinte. Trei cuvinte care definesc euul meu ideal. Reține, ideal. În relația cu mine însumi. Deci la fel poți să faci și tu. Uh, Scrieți trei cuvinte care definesc euul tău ideal. Reține. Chiar dacă nu trăiești conform acelui acelui ideal nou, scrie aceste obiective. Acestea sunt niște obiective pentru tine, sunt niște obiective pentru mine. Deci, trei cuvinte care descriu euul ideal în relația cu mine însumi. Și eu am ales să fiu prezent, nu? am ales să fiu entuziast și am ales să fiu proactiv. Asta este euul meu ideal, asta este ținta, Astea sunt lucrurile pe care eu vreau să le stăpânesc într-un mod automat, să devină auto automatisme, să devină parte din mine. Nu am fost întotdeauna așa. Și uneori nu sunt așa. Încă. Totdeauna. Dar am. Un obiectiv. Și pe zi ce trece, pe zi ce trece, devin din ce în ce mai mult așa. Adică devin din ce în ce mai prezent, de, devin din ce în ce mai entuziast și vă, văd că lucrul ăsta se ia și devin uh, proactiv. Adică uh, ce înseamnă proactiv? Așa cum am spus, înseamnă că fac lucrurile să se întâmple inițiez lucrurile. Nu aștept să mi se întâmple niciodată nimic pentru că sunt conștient de faptul că nu o să mi se întâmple niciodată nimic dacă eu nu fac să se întâmple. Sau dacă mi se întâmplă ceva, se întâmplă cevaul al cuiva. Altcineva va avea un plan pentru mine și nu vreau să aibă altcineva un plan pentru mine. Nu vreau să devin sclavul cuiva sau să fiu folosit de altcineva, ci vreau să fiu liber. Asta este valoarea mea de bază. Ok? Luăm un telefon și continuăm. Alo, bună seara! Bună seara! Mai există telefonul? Alo? Bună seara! Bună Vă ascult. seara! Ascult. Mă aud? Te aud? Alo? Ha. Da, da, acum te aud și eu. Ok. Am plecat din camera deci, televizor. A, 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 o Oprește televizorul. Constanța, ei ne mă numesc. Sunt din Ok. În urmă cu vreo 10 zile m-am înscris la, pentru interviu. N-am primit niciun răspuns și acum, pentru că la început în emisiune ai spus că se cam format echica, am încercat să prind, să vedem, mă rog, eu nu am primit deci, nici o programare pentru interviu de la tine. De la și mine? Și am contactat pe e-mail, așa cum ai zis, pe din ta, una din tale. Îmi pare rău, dar n-am niciun număr de telefon al nostru și nu e cazul să mi-l dați indirect. Mă programam la interviu. Nu știu dacă tu personal. Uh, scrieți-mi pe nu, mesaj nu, privat. Nu, deci am programat pe mail. Pe, pe ce? pagina de Facebook-a Una uh. din pagini, una din cele trei. Uh. Uh, ok, okay. eu n-am primit pe, chestia pe asta. La, la mine n-a ajuns lucrul ăsta. Eu. Însă o să verific chestia asta și mai, mai e mai, uh, un amănunt. Nu am, am închis trez. lista. Chiar dacă am ajuns la un anumit număr, nu am închis lista. De ce? Pentru că chiar dacă selectez am mai trez. mulți, sunt conștient că pe parcurs unii vor să dispară. Sunt conștient de chestia asta. De ce? Pentru că nu rezistă. Adică ori să plece ei, nu o să-i gonesc eu. Nu or să reziste. Nu să sunt entuziasmați la început și am după trez. aia Na, am trăit lucrul ăsta, am văzut lucrul, lucrul ăsta. Deci, Ceea ce vreau eu este să rest să, să iau din nou numărul de telefon, cumva, pe un mesaj privat. Pentru că nu l-am, nu știu de ce. Ori l-am sărit, ori îmi pare rău, dar la toți ceilalți am răspuns. Ok? Deci nu e târziu. M-auziți? Okay. Deci, direcție, o să primești numărul de telefon, bănesc. Exact. Deci, uh, vreau numărul pe de ele, telefon pe un mesaj privat, dar, pe unul dar, din mesajele private, zic, nu pe adresa. Mă rog, nu rog, zic eu găsesc numărul meu. Sau lăsați? Am, uh, uh, a, de, ce se întâmplă? Am încercat să trimit un mesaj înainte să sun, dar mesajele nu se trimit la, tele, la cele numele de pe ecran. La, ceilalți, cum, cum le-au trimis? Deci, ceilalți le-au trimis. Am primit lucrul ăsta... A, și... Auziți că aveți numere de fix și nu aveți cum să trimiteți mesaje De pe A, număr e, de fix Deci trimiteți mi e, numărul e, de telefon pe mesaj privat pe Facebook Și eu vă răspund bine, dacă bine, îl găsesc bine. acolo Nu l-am găsit Dacă îl găseam, sunam Pe toată lumea am sunat-o, nu aveam cum să am alții oameni am dacă nu sunam Ok, așa voi face Ok, bine. mulțumesc O seară bună în continuare bine. Ok, mai avem un telefon. Bună seara. Alo, bună seara. Ok. Uh, S-a pierdut legătura. Probabil că va reveni. Uh, mergem mai departe. De Alea trei cuvinte ale sinelui ideal, în relația cu mine însumi, sau cu tine însuți, nu? Scrie-le pe o hârtie. Eu am ales acele uh, atribute pe care le doresc în viața mea. Acum, pe verso, scrie trei cuvinte, trei cuvinte care definesc eul tău ideal în relația cu ceilalți, nu? În relația cu ceilalți, cu cei cu care interacționezi. Pentru mine am ales următorul lucru. La fel este eul ideal. Aia nu înseamnă că trăiesc întotdeauna după, acest, după aceste criterii, pentru că uneori mă pierd. Nu sunt o ființă umană, nu sunt, sunt la fel ca tine. Și uneori mă pierd, dar tind către acele lucruri. Și în fiecare zi fac câte un pic, câte un pic, cât un pic ca să ajung să, ca acele lucruri să devină automatisme pentru mine. Trei cuvinte care descriu euul meu ideal în relația cu ceilalți sunt următoarele. Asta e un exemplu. Tu poți să definești cum vrei tu, poți să faci cum vrei tu. Eu am ales să fiu pozitiv, adică sub nicio formă, niciodată, în nicio împrejurare, n-am de gând să-ți spun lucruri uh, negative. N-am de gând să mă vait. N-am de gând să, eu știu, să, să, vin cu o energie negativă. Indiferent că este o informație negativă sau că este altceva. Nu, n-am de gând să fac lucrul ăsta. Nu vreau să, nu vreau să fac lucrul ăsta. Nu, nu îmi place să vin cu energie negativă. E, eu știu, câteodată reacționez, e adevărat. Câteodată reacționez și eu la stimul, la fel cum cățelul Pavlov. La, așa cum am spus, nu sunt perfect. Dar îmi revin imediat îmi revin imediat și am ales să fiu pozitiv, deci atent, implicat. Deci dacă sunt cu tine undeva, sunt acolo. Sunt implicat în interacțiunea noastră și de încredere. Adică dacă spun că vin undeva, vin. Dacă spun că te sun, te sun. Nu? Asta nu am găsit numărul la telefon, nu că n-am sunat. Am sunat pe toată lumea, pe toți cei care i-am sunat eu, nu? Și uneori am mers în întâmpinarea lor. Adică i-am ajutat. N-am fost absurd să zic că ai venit la mine în pădure, nu mă interesează cum mă găsiți. Eu știu, luați GPS-ul, vă dau coordonatele și mă găsiți. Nu? Deci N-am făcut lucrul ăsta. Ci am mers în întâmpinarea lor. Deci, astea sunt... Asta e eu -ul meu ideal. Asta este ținta către care eu tind. Și... Cum fac asta? Cum fac să, să exersez lucrurile astea? Mă gândesc când interacționez cu cineva. În acest moment, în acest moment de interacțiune cu tine, trăiesc în conformitate cu euul meu ideal? Adică sunt prezent, sunt pozitiv, sunt proactiv, sunt entuziast. Sunt? Ce zici? Eu zic că acum sunt. Câteodată nu sunt, dar acum sunt. Și în momentul ăsta mă gândesc, trăiesc în conformitate cu euul meu ideal? De câte ori sunt un prezența cuiva. De câte ori uh, transmit ceva sau uh, fac ceva. Mă gândesc la acest aspect. Și uh, câteodată mă surprind că mă mai cert, eu știu, mă mai cert cu lumea și îmi pare rău. Îmi pare rău. Mai zic lucruri, uh, mă, eu știu, uh, mă enervez și îmi pare rău. Și în momentul ăla mi-aduc aminte și îmi spun în momentul ăsta trăiesc conform eului meu ideal. și Nu, și mă râsul. Deci, pentru că nu trăiesc conform euului meu ideal. Uh, dar... Asta te ajută lucrul ăsta să ai un ideal, să ai, să ai, cum să spun eu, să ai o viziune asupra a ceea ce vrei tu să devii. Este esențial, pentru că altfel, ce faci? Reacționezi la stimuli. Am, un, am și sunt o groază de personaje în, în interiorul tău. Acestea sunt tot niște personaje. Cel care este prezent este un personaj care e în interiorul tău, cel care este eu știu hotărât, este un personaj care este în interiorul tău. Și așa mai departe. Dacă tu nu ai în fața ta, dacă tu nu ai în în perspectiva ta un ideal în acest sens, un obiectiv în acest sens, atunci personajele ies la suprafață. Criticul ăla, 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 negativistul, câteodată proactivul, câteodată reactivul, câteodată în sfârșit, acele personaje ies la suprafață în, la stimuli. Apare un stimul, iese un personaj la suprafață. Apare alt stimul, iese alt personaj la suprafață. Aia înseamnă să nu, aia înseamnă să nu trăiești. Aia înseamnă să trăiești reacționând. Hai, asta nu, nu este dificil. Nu este dificil lucrul ăsta. Nu este dificil să ai un obiectiv apropo de viața ta. Nu este dificil să ai un obiectiv apropo de eu tău ideal. Nu este dificil. Este o disciplină simplă. Însă e o disciplină pe care e necesar să fie adoptată. Este simplu, simplu, simplu. Nu e. E dar nici complicat nu. e necesită efort, necesită voință, dar este posibil, este posibil, este posibil și merită. Este posibil și merită. Am spus că nu am încheiat lista, Vom continua data viitoare cu Marii Performeri, pentru că nu am terminat acest capitol. Vom continua acest, această emisiune și lista mea nu este înscrisă. Te aștept în continuare și voi răspunde în continuare și voi, voi face de așa manieră să ajungem cumva să ne vedem și dacă vrei să faci parte din această echipă, mai ales din prima linie, ești de binevenit în, în această echipă. Ok? Deci este posibil și merită efortul, și meriți. De ce? Pentru că există măreție în tine. Există măreție în tine. Mulțumesc și îți doresc o săptămână minunată. Ne vedem luna viitoare la aceeași oră.